Concertul ostășesc face parte din suita de evenimente organizate de către Asociația Art and Soul în parteneriat cu Ateneul Național din Iași în cadrul proiectului cultural Cimitirul Eternitatea, Memorie și Artă. Eu am crescut într-o epocă care încă se învățau aceste cântece la școală și mi-a făcut foarte mare plăcere pentru că este un an în care este o perioadă în care trebuie să ne amintim de unitatea românilor. Deja din 2018 am mai participat și la alte comemorări și am fost bucuroasă că și aici la Iași, deși au trecut încă 3 ani de la comemorarea Marii Uniri, încă să fac asemenea evenimente. Mie cel puțin, eu l-am auzit bunicul. A fost pe front și mi le cânta când eram mică și acum le-am reauzit. M-a impresionat imnul regelui, cel mai mult. N-am mai auzit-o până acum promovată. Concertul ostășesc face parte din suita de evenimente organizate de către Asociația Art and Soul în parteneriat cu Ateneul Național din Iași în cadrul proiectului cultural Cimitirul Eternitatea, Memorie și Artă. Ne-am gândit la acest eveniment, tocmai în această idee, de a duce ieșenii în spațiul acesta neconvențional al cimitirului să asiste la un act artistic și avem aici Corul Marii Uniri. Aceste inițiative în care Corul Marii Uniri este invitat și este parte activă sunt de foarte bun augur, răspundem de fiecare dată cu inima deschisă, pentru că e normal și cred că e datoria generației noastre să ne cinstim înaintașii. Orice proiect sau orice idee care are ca și scop aducerea în actualitate a unor mari români sau unor mari monumente, așa cum este și cazul Cimitirului Eternitatea, merită atenția noastră de plină, fie printr-un parteneriat cum este cel de astăzi, fie printr-un colaborări strânse sau, de ce nu, chiar prin activități foarte aplicate. E un moment frumos, vremea ne ajută, se împlinesc 145 de ani anul acesta, s-au împlinit de fapt 145 de ani pe data de 1 septembrie de la prima înhumare în Cimitirul Eternitatea. În cadrul proiectului Cimitirul Eternitatea, Memorie și Artă, organizatorii au distribuit trecătorilor și 50 de broșuri în care se găsesc indicate monumentele funerare ale unor mari personalități istorice, culturale și universitare ale Iașului. Un fel de panteon al României, într-o oarecare măsură, comparabil, cel puțin la nivel regional, cu Cimitirul Bellu din București sau cu marile cimitire pariziene, Montparnasse sau Père Lachaise. Comparabil și ca importanță a figurilor înhumate aici și ca importanță a artei decorative, artei funerare, care însoțește, după cum știți, întotdeauna practicile de înhumare, practicile funerare. Sunt monumente care îți vorbesc foarte frumos despre personalitate, îți vorbesc despre individ și mai ales despre istoria noastră. Când ajungi în Cimitirul Eternitate, trebuie să-ți dai seama că trecutul e de fapt prezentul din tine, că tot ceea ce se află aici a ajutat la construcția noastră ca indiviz și să ne plecăm capul atunci când pe o alee îl găsim fie pe creangă, fie pe Bardasare, fie un compozitor sau un poet care a scris istorie și scrie și astăzi în sufletele noastre. Proiectul Cimitirul Eternitatea, Memorie și Artă este susținut și finanțat de către Primăria Municipiului Iași.